În București nu se mai poate circula la nicio oră. Aplicațiile care ne arătau rutele mai puțin aglomerate sunt roșii. Azi, la prima ninsoare, capitala a fost un permanent claxon. Intersecțiile au fost blocate și o rută pe care în mod normal o făceam în 20 de minute a fost parcursă în 2 ore. Colega noastră, Georgiana Murgilă, senior reporter Antena 3, este în trafic în acest moment și ne arată cum arată o capitală sufocată de trafic. Bună seara, Georgiana! Bună seara, Sergiu. Așa este, practic, și noi ne aflăm tot la o intersecție, intersecția Bulevardul Barbu Văcărescu cu Bulevardul Lacultei. E bine, și aici este sufocare în trafic. De ce? Pentru că, iată, oamenii se grăbesc să facă cumpărături de sărbători. De asemenea, au ieșit cu toții având în vedere faptul că a nins și știm foarte bine cum reacționează șoferul bucureștean la astfel de vremuri. E bine, dacă vă uitați la un capăt, la celălalt al bulevardului, este trafic la ora aceasta și nu este numai acest caz valabil în București. Și Bulevardul Ștefan cel Mare și Bulevardul Colentina și Bulevardul Floreasca, toate sunt similare la această oră când vine vorba despre trafic. De asemenea, am putea spune faptul că traficul de acum seamănă cu cel de dinainte de pandemie, întrucât tot așa, la fel de mult făceam în această perioadă și în anul 2019, de exemplu, în perioada sărbătorilor. De altfel, ultimele studii ale mai multor specialiști în acest domeniu arată faptul că Bucureștiul se află pe locul 11 la nivel mondial când vine vorba despre aglomerație în trafic, iar pe locul 4 la nivelul Uniunii Europene. Vom vedea așadar ce măsuri vor lua poate polițiștii de la Brigada Rutieră în această perioadă pentru a defluidiza traficul și pentru ca oamenii să nu mai stea atât de mult pe șosele în mașină la ora aceasta. Georgiana, îți mulțumim tare mult pentru aceste imagini. Sunt sigură că, deși ești la doi pași de redacție, vei ajunge cu greu. Vedem și la această oră, avem imagini din zona universității. Este foarte aglomerat pe ambele sensuri de mers. Sunt sute de mașini în imagini. Toți acești oameni, doamnelor și domnilor, merg în această perioadă să facă cumpărături pentru sărbători. Vom reveni însă cu informații. Vedem și harta de pe aplicațiile de trafic. Tot Bucureștiul este blocat și situația aceasta nu este doar în capitală. Sunt multe orașe din țară care au această problemă. De curând am fost chiar la Iași și am avut practic de aglomerație în trafic și acolo. Vedem, doamnelor și domnilor, mașini, trafic, nervi cu siguranță și